jucăm primul meci acasă, ne-am chinuit un pic și adversarii au venit și și-au dat viața, cum se spune, au jucat foarte agresiv, s-au apărat foarte bine și n-a fost să fie. Dacă dădeam gol repede ca la fiecare meci pe altfel, eu zic că altfel era jocul și dădeam mai multe goluri, dar până la urmă e bine că am câștigat și am luat cele 3 puncte și ne mergem mai departe să ne îndeplinim obiectivul. Asta crezi că nu merge jocul, că nu dați gol repede? Eu zic că da, cel puțin acasă sunt jucători care sunt un pic mai timoroși, care le frică să nu greșească, vor din dorința de a juca bine și să iasă totul bine, mai greșesc, mai... Ați văzut, deplasarea e altfel, este jocul, dar oricum, sperăm că meciul viitor vine să ne iasă totul, să câștigăm la scor, să-i mulțumim pe acest suport de care tot timpul stă alături de noi. Parcă un meci faceți bun, nu prost. Da, din păcate așa e, dar sperăm să ne revenim, să avem un joc mai consistent de acum înainte și eu zic că o să fie bine. Eu am încredere în această echipă. La penalti ai avut emoții? Nu, n-am avut emoții, pentru că am mai jucătat, nu mai sunt, nu știu, am experiență, am, zic eu, și nu se pune problema de emoții. În fața lui Arsenal. Da, Arsenal tunel. Bine, bine. Georgiane, ai contribuit mult la cele 3 puncte. Da, mă bucur din suflet că am putut să-mi ajut echipa astăzi și sper că data viitoare să nu mai fie nevoie să câștigăm mult mai clar. Cum se întâmplă? Un meci ai reușit? Următorul? Nu, consider că meciurile de acasă sunt mult mai grele pentru că toți adversarii vin să-și dea viața aici, pe acest stadion, meciul televizat, publicul extraordinar la fiecare meci și toți vin și își cresc puțin valoarea. Probabil din această cauză acasă e mai greu decât meciurile din deplasare. Ar trebui să băieții să te cinstească? Păi dacă ar trebui să mă cinstesc, acum eu ar trebui să-i cinstesc la fiecare meci, deci aș da faliment. Nu, e bine că se termină cu bine, facem toți parte din echipă și contribuim fiecare cu ce putem. V-a speriat și numele de Arsenal, Tunar? Nu, nici nu știam așa se numesc. Mă credeam că se numesc CS Tunar, chiar nu știam. Nu știam, nu ne-a speriat. Ei să se sperie de noi când vin aici. Arsenal de Ivo. Da, e prima oară când aud, chiar nu știam. Ei să fie, orice echipă de fapt când vine aici, să se sperie de noi. Deci avea un alt joc, bine. Da, fiecare joc e diferit. Acum nu știu cum vor aborda cei de la Chiajna, dacă vor trimite de la prima echipă jucători. Cu siguranță noi oricum jucăm doar la Victoria acasă și orice meci, de fapt, avem clar obiectivul trasat și sperăm din suflet să câștigăm. Și nu numai, suntem datori puțin cu jocul de acasă. Cel mic te-a felicitat cu un pupic? Da, a venit imediat acum, dar era mai mult atent să fugă după minge. De când vine pe aici la meciuri, e atent după minge.